Odată ajuns și în București, prima oprire o facem la Grădina Zoologică. Să vedem ce ne așteaptă dincolo de gard. Grădina Zoologică București a luat ființă în anul 1955 sub forma unui serviciu al secțiunii gospodăriei comunale din cadrul sfatului popular al capitalei. Acea dată, mici efective de animale erau răspândite în parcurile Cismigiu, Carol I, Herăstrău și în pădurea Băneasa. Între anii 1955-1959 are loc o concentrare progresivă a animalelor în cadrul colțului zoologic Băneasa, unde la 1 mai 1959 s-a deschis primul sezon de vizitare. Începând din 1962, titulatura instituției a devenit Grădina Zoologică București și în același an a fost inclusă în Anuarul Internațional al Grădinilor Zoologice. Grădina Zoologică, având suprafața totală de 5,85 hectare, este un așezământ public care întreține și expune colecții de animale vii, sălbatice, indigene și exotice, în vederea realizării a două principale deziderate: conservarea faunei, având prioritate speciile amenințate cu dispariția, și instruirea, educarea și recrearea publicului vizitator. Ea este Luna, cea cu care cei de la Grădina Zoologică se mândresc pentru că are cetățenie română. S-a născut aici, are aproape 5 ani și nu știu dacă ați văzut un pic mai în spate, se află un panou și o puteți vedea pe Luna și în afara programului. Grădina Zoologică București este situată pe Alea Vadului Moldovei, numărul 4, sectorul 1. Programul de vizitare este următorul, de luni până duminică între 9-17. Prețul unui bilet de intrare la Zoo Băneasa este de 6,50 de lei pentru copii și 13 lei pentru adulți. Atenție, este interzis accesul în grădină cu bicicleta sau cu pistoale cu bile, cu aer comprimat sau producătoare de zgomot. Nu aveți voie să dați hrană animalelor, nu faceți gălăgie, nu vă urcați pe balustrade și păstrați curățenia.